Eu mă simt ca un urmaș al lui Ștefan, pentru că port aceste veșminte, acest cut, această bardeță și sunt foarte bucuros ca să fiu în acest echipament și să-l prezint pe însuși Ștefan. Scenete teatralizate de luptă, armament cu care luptau și biruiau ostașii lui Ștefan cel Mare în fața oștirilor dușmane au fost prezentate de studenți de la Academia de Poliție care poartă numele Marelui Domnitor. Evocările trecutului consemnează aniversarea 535-a de la Bătălia de la Vaslui. Am încercat să readucem pe această scenă acele valori, acel spirit ostașesc, acea dragoste față de țară, acele tendințe spre libertate pe care le purtau strămoșii noștri în suflet. Pentru mine este o mare onoare, deoarece mă simt în vremea când marele voievod Ștefan cel Mare a avut mare bătălie de la Vaslui. Este pentru prima dată când studenții Academiei de Poliție organizează un festival al tradițiilor militare. Ei susțin că astfel de acțiuni vor deveni tradiționale. Mă bucur că aceste jocuri, aceste elemente de luptă vor servi tinerilor ofițeri, viitorilor ofițeri, pentru în educația militaro-patriotică, pentru că este unul dintre elementele esențiale pentru educarea spiritului național, a revitalizării tradițiilor care țin inclusiv de luptele pe care le-a dus secole la rând poporul nostru pentru a-și apăra hotarele de multiplele invazii din diferite părți. Lupta de la Vaslui este considerată o realizare a marelui strateg Ștefan cel Mare, care cu puține forțe a știut să învingă armata turcească formată din peste 100.000 de ostași. Despre această bătălie se scrie și în manualele de strategie și tactică militară.